Numărul caselor construite de giurgiuveni este mai mic ca în alți ani, iar dacă mai construiesc locuitorii județului nostru, aleg pentru ridicarea clădirilor rezidențiale mai mult mediul rural. Aceasta este concluzia trasă din analiza datelor oferite de conducerea Direcției Județene de Statistică Giurgiu. Pe primele două luni ale anului 2014 au fost emise un număr de 52 de autorizații de construcție de locuințe. Dintre acestea, 5 au fost emise pentru mediul urban, respectiv un 9,6% din număr total de autorizații și 47 în mediul rural. Din cadrul aceleiași surse, am constatat că în ianuarie 2014 au fost eliberate doar 16 autorizații de construcție a clădirilor rezidențiale, în scădere cu peste 60% față de luna anterioară și cu mai mult de 30% față de luna ianuarie anului 2013. Numărul autorizațiilor eliberate în ianuarie 2014 a fost cu 8 mai mic față de cel din ianuarie 2013 în mediul urban. Dacă acestor date alăturăm altele, conform cărora tot în ianuarie 2014, numărul autorizațiilor solicitate pentru construcții în mediul rural a scăzut cu peste 10%, constatăm că giurgiuvenilor le-a scăzut apetența de a-și mai construi case.